În seara asta, o temă importantă, și anume cultura supranaturalului. Cultura supranaturalului. Deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Luca, capitolul 4. Voi citi de la versetul 16 pentru cei care vă notați până la 21. Este exact prima apariție publică a Domnului Isus. De fapt, este, acest pasaj marchează începutul slujirii Domnului Isus. Cultura supranaturalului, Luca, capitolul 4, de la versetul 16 și vom încheia cu versetul 21. Cuvântul Domnului spune, a venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Amin. Amin! Aș vrea, în primul rând, să clarific uh, versetul din versetul 17. I s-a dat cartea prorocului Isaia, când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Ok, Domnul Iisus n-a făcut ceva de genul. Și a zis, ok, asta s-a împlinit. Pentru cei care nu cunoașteți istoria poporului evreu și puțin din cultura poporului evreu, tot ceea ce se citea în ziua de sabat era programat cu mult înainte. Adică se știa ce text se va citi și cine anume va citi textul acela. Deci nu a fost o așa o întâmplare. Erau mai baptiști ei, nu știu cum să vă explic. Dar uh, era cam totul programat dinainte. Faptul că este programat dinainte și că ai un program nu înseamnă că nu e putere și prezență. Eu cred că prezența era destul acolo pentru că Domnul Iisus citea textul și uh, eu cred că în momentul când a zis astăzi s-a împlinit, putem vedea că Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduielii, un Dumnezeu care stă în cer și orchestrează întreaga istorie și din veșnicie a fost ziua aceea stabilită, cu textul acela stabilit, momentul în care Isus deschidea cartea Isaia, carte care îi fusese programată, pasaj care îi fusese programat și care vorbea despre slujirea Lui. Pasajul acesta pe mine mă motivează și ar trebui să te motiveze și pe tine. Este pasajul care ar trebui să-l luăm și să spunem, Doamne, Asta este pentru mine. Asta este pentru noi. De ce? Pentru că aici vorbește despre un Dumnezeu al supranaturalului. Despre un Dumnezeu care depășește pereții tradiției, pereții legalismului sau a prejudecăților. Este Dumnezeul Sfintelor Scripturii. Îmi place și stau și imaginez cum oamenii erau obișnuiți cu programul acela de rutină. Cu programul acela care în care nimic nu se întâmpla în nou, în care nimic nu era proaspăt pentru că erau după 400 de ani de lipsa vocii lui Dumnezeu, până uh, cartea Maleahih încheie un sezon în care Dumnezeu a folosit oameni, proroci, profeți. 400 de ani n-a mai fost niciun profet. Ioan Botezătorul a fost cel care era considerat profet, unii considerau că este prorocul Ilie, mulți n-au știu ce, ce anume este cu el, dar de fapt el venea să pregătească calea lui Isus. Și pasajul acesta a adus speranță în multe inimi. Din momentul acela a început slujirea lui Isus. Și ca să înțelegi când te închin lui Isus, în închinare, când te rogi lui Isus, când îi ceri ceva lui Isus, va trebui întotdeauna să ai pasajul acesta în mintea ta, în ochii tăi. Duhul Domnului, Duhul Sfânt, zice Iisus, este peste mine. Este peste mine. Era simbolul, imaginea prorocului, omului Dumnezeu, a lucrătorului pe care Dumnezeul l-a ales pentru un scop. Fără Duhul Sfânt peste tine nu puteai să faci o lucrare. Când spune m-a el spune foarte clar, mi-a dat autoritate, mi-a dat ungeri, mi-a dat putere. Mulți dintre noi nu știm ce înseamnă ungere, dar ungerea este acea acțiune a Duhului Sfânt peste o persoană anume, peste un individ în care îi dă o anumită putere, îi dă o anumită autoritate pentru împlinirea unei lucrări. Și de obicei acea ungere este manifestarea vizibilă a prezenței lui Dumnezeu. Adică în timp ce omul ăla îți predică sau în timp ce omul ăla se roagă pentru tine, tu începi să trăiești, să simți prezența lui Dumnezeu. Și cred că lucrul acesta este vital pentru viața ta și viața bisericii noastre. Amin? Spune, m -a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Bineînțeles că nu se referă la săraci din punct de vedere material. Se referă la acel cerșător, la acel om care recunoaște că nu are nimic și are nevoie de ajutor. Acel sărac din fericire, acel om care e înfometat, e însetat și zice Doamne, nu am. Fără tine nu pot. Este o capitulare în fața lui Dumnezeu. Și spune, acelora le aduc o veste bună. Pentru că asta înseamnă Evanghelie. Evanghelia este o veste bună. În cultura de atunci, când se spunea Evanghelie, era acel om care fugea de la locul bătăliei, unde două oaste se luptau, unde două știri se luptau, unde două popoare aveau un conflict armat. În momentul când o armată avea biruință, imediat se trimitea în cetate un om care aducea Evanghelia, aducea vestea biruinței. Și Evanghelia nu are de-a face doar cu salvarea sufletului. A fi salvat, a fi mântuit, a avea mântuire, a avea salvare, viață veșnică, este mult mai mult decât iertarea păcatelor. Are de-a face cu trupul tău, are de-a face cu emoțiile tale, are de-a face cu spiritul tău. Nu privi doar un colț din Evanghelie. Privește o Evanghelie de plină. Ne ferim de acest concept, Evanghelia de plină a lui Dumnezeu. Da, am ajuns să spunem Evanghelia de plină a lui Dumnezeu pentru că mulți au ciuntit Evanghelia. Și Evanghelia are de-a face cu o veste bună. Biruința asupra păcatului. Faptul că am fost descătușat de lanțurile celui rău, faptul că Dumnezeu poate restaura viața ta, că Dumnezeu poate interveni în viața ta cu semne și minuni și mai mult decât atât, Dumnezeu te poate vindeca. Nu te poate vindeca doar emoțional, te poate vindeca și trupesc. Aceasta este Evanghelia. Pentru că așa explică, dacă vă uitați cu atenție la text, așa explică, m-au să vestesc săracilor Evanghelia. Pentru cei care nu înțeleg, spune, m-a trimis, adică, să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Vindecare emoțională. În seara asta, dacă ești aici și ai trecut prin diverse experiențe ale trecutului, ai trecut prin această viață și ai fost lovit în diferite împrejurări de diferiți oameni și inima ta este zdrobită, reacția noastră nu este să, de cele mai multe ori, nu este să recunoaștem înaintea Domnului, să spunem, Doamne, sunt zdrobit. Ne luăm ziduri de apărare, ne ascundem acolo și din potrivă începem să jucăm rolul celui puternic. Și noi suntem biruiți, noi suntem slabi. În seara asta, Iisus poate să-ți vindece inima zdrobită. Și îl rog pe Duhul Sfânt să coboare în seara aceasta cu prezența Lui și să sensibilizeze inimile noastre. Și dacă ești cumva cu inima zdrobită, el să te poată vindeca. Apoi continuă să propovădesc robilor de război slobozirea asta, înseamnă eliberare și în asta credem noi ca biserică. Și orbilor căpătarea vederii, orbirea spirituală, Dumnezeu îți deschide mintea și înțelegi Scriptura. A înțelege Scriptura nu are de a face cu cunoștințele tale și diplomele tale. A înțelege Scriptura are de face cu o lucrare suverană a Duhului Sfânt, cu o lucrare extraordinară a Duhului Sfânt. Când deschizi Scriptura, întotdeauna trebuie să vii cu atitudinea inimii, că am vorbit despre smerenie. Doamne, nu prin înțelepciune, nu prin capacitatea mea umană, ci prin revelația Ta voi înțelege și voi primi ceea ce Tu ai scris aici în cuvânt. Și să dau drumul celor apăsați. Trăiești apăsat? Sunt persoane aici în seara asta care trăiesc apăsat sunt dintre cei care se uită la noi, care trăiesc apăsat. Și Iisus a venit să dea drumul celor apăsați, celor asupriți. Seara asta, indiferent de ce ești apăsat, Iisus poate face. Și mă bucur pentru introducerea care mi-a fost făcută că biserica.0 nu are de-a face cu mine. Nu are de-a face cu tine, ce are de-a face cu cine este El, și ce poate face el în mijlocul nostru? Wow! Ce poate face el în mijlocul nostru? Multe lucruri. Amin? Haide în seara asta, te provoc ca să-i spui Domnului, să strigi la El, să spui, Doamne, vreau mai mult. Nu este o rușine, nu este o îndrăzneală uh, nerușinată înaintea Domnului, ci este un strigăt pe care Domnul îl place să-l audă. Spune în seara asta, Doamne, Vreau mai mult. Vreau mai mult de la tine. Amin. Așteaptă ca El să intervină supranatural. Când noi vorbim despre su supranatural, vorbim de trei lucruri principale. Trei lucruri pe care le avem în vedere când vorbim despre supranatural. Pentru că putem aluneca în diferite chestii și să înțelegem că supranaturalul este aia sau aia. Nu, nu. Cuvântul ne spune ce este supranatural și acel supranatural îl vrem. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că în multe biserici, în multe mișcări, se întâmplă foarte multe lucruri care sunt atribuite lui Dumnezeu, dar care nu au de-a face cu Dumnezeu. Vă spun foarte clar. Sunt foarte multe lucruri atribuite lui Dumnezeu, dar care nu au de-a face cu Dumnezeu. De aceea, primul punct, în seara aceasta este o declarație, și de fapt toate cele trei puncte sunt o declarație. Primul punct este credem. În intervenții supranaturale al lui Dumnezeu. Amin? Noi credem în intervenții supranaturale al lui Dumnezeu. De fapt, vreau să spun un lucru. Ar trebui să fie așteptarea ta de zi cu zi. Ar trebui ca în fiecare zi să te aștepți ca Dumnezeu să intervină supranatural. De multe ori îi mulțumesc Domnului și îi spun, Doamne, îți mulțumesc pentru toate acele intervenții supranaturale de care eu nu sunt conștient. Că putem să nu fim conștienți de faptul că El a intervenit într-un mod supranatural. Și îi mulțumesc. Dar ce minunat este să vezi cum El intervine în lucruri vizibile, clare și știi clar că a fost intervenția supranaturală a Lui Dumnezeu. Dar despre ce vorbim mai, mai concret? În primul rând iau categoria vise. Sunt intervenții supranaturale de Dumnezeu. Acum vreau să fac o distinție. Nu vorbesc despre acele tipuri de vise în care Dumnezeu transmite mesaje uh, simbolistici, da? în care visezi o anumită simbolistică. Haideți să vedem exact. Uh, e foarte interesant că în două capitole uh, din Scriptură, mai ales în Evanghelia după Matei, sunt pline de afirmații în care Dumnezeu intervine supranatural prin vis. Haideți să vedem la ce anume mă refer când spun de intervenții subnaturale în vis. Matei, capitolul 1, versetul 20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al, lui, al Domnului și i-a zis Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămzlit în ea este de la Duhul Sfânt. Matei, capitolul 2, versetul 13, după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif și zice Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu că Cirod are să caute pruncul ca să-l omoare. Tot capitolul 2 din Matei, versetul 19, spune După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif, în Egipt. În versetul 22 din capitolul 2 spune, dar când a auzit că în iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și fiind înștiințat de Dumnezeu un vis, a plecat în țările Galilei. Ok, uh, pot să trag mai multe concluzii. aici. Lovul Iosif îi plăcea să doarmă. Ok. Uh, la mulți ar trebui să ne placă să dormim, că somnul este de la Domnul. Spune, somnul este de la Domnul. Până la o anumită oră ok? Până la o anumită oră sau începând de la o anumită oră, somnul este de la Domnul. Dacă respectăm programul de somn, dacă respectăm acest dar pe care Dumnezeu ni l-a dat, de fapt, somnul este o declarație că depind total de Dumnezeu. Îți dai seama, indiferent de prestanța ta, indiferent cât de gelat ești sau machiată ești, uh, suntem cu toții teribili în somn. Ne curbalele la univul, Cred că dacă ni s-ar face poze la fiecare dintre noi în timp ce dormim și ni s-ar pune, cred că ne-am amuzat foarte tare. Dar, în timpul acela, noi ne predăm. Ne predăm pur și simplu. Niciunul nici dintre voi nu stă în gardă în timpul somnului. Acolo ne predăm. Și somnul este cei care, de fapt, nu au somn de fapt, se luptă cu o încredere totală în Domnul. Acolo unde îți este greu să dormi, uh, s-ar putea ca îngrijorările să te fie asaltat și să nu mai ai pace și putem să continuăm, dar nu avem vreme. Ok, o altă intervenție asupra asumatorului al Lui Dumnezeu și nu o să intervin aici, o doar o afirm, sunt foarte multe pasaje în scriptură, cartea lui Daniel, luați-o, Ezechiel, luați-o și citiți Apocalipsa, viziuni, Viziunile sunt intervențiile acelea supranaturale ale Dumnezeu, în sensul că, când vorbim de viziune, vorbim de acea lume spirituală descoperită ochiului, de multe ori, ochiului natural, dar se poate întâmpla ca și nu neapărat ochiul natural să vadă, ci spiritul tău să vadă. Da? Pur și simplu, vezi anumite lucruri și, dintr-o dată, înțelegi un mesaj din partea Domnului. Sunt intervenții supranaturale. Mi s-au întâmplat ambele de-a lungul vieții mi s-a întâmplat să văd lucruri în spiritual și cu ochiul, dar și cu Duhul. Așa că să avem așteptarea ca Dumnezeu să intervină supranatural. Amin? O altă intervenție supranaturală, iarăși nu intrăm în să citim, citiți toată Biblia, profețiile. Da? Profețiile sunt acele intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu. Noi în biserica noastră, pentru că practicăm cuvântul profetic în anumite circunstanțe, nu este minunat ca Dumnezeu să ți se adreseze specific inimii tale și să spună lucruri ascunse. Dintr-o dată știi, băi, Domnul mă cunoaște. Omul ăsta n -are de unde să, să mă cunoască. A venit cineva la mine într-o zi, după ce am dat un cuvânt profetic și a zis că dacă ai făcut o ore de consiliere cu uh, soțul meu și dacă e, 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 uh, -ai, ai fi auzit toate lucrurile de la el, cât de exact ai spus lucrurile, uh, n-ai nu, nu, fi putut. Numai din consiliere. Deci a fost clar de la Domnul. Așa că nici consiliere nu făcusem, deci a fost total de la Domnul. Deci profețiile sunt intervenții supranaturale lui Dumnezeu. Ok, semnele și minunile. Semnele și minunile, asta nu înseamnă că facem multe semne și tot să minunează, Da? Nu este vorba despre lucrurile acestea, semne și minuni sunt intervenții supranaturale lui Dumnezeu. La asta face referire. Ok, un lucru, am ales anumite lucruri ciudate din Scriptură care mi se pare interesante și care au de-a face cu semne, în primul rând. De exemplu, un semn este în 2 Împărați, capitolul 20, versetul 9 până la 11, de la 8 până la 11. Doi Împărați, capitolul 20, de la 8 la 11. Este momentul când Ezechia era bolnav și Dumnezeu îi prelungește viața și Isaia acolo intervine ca să arate că Dumnezeu este cel care îl vindecă și iată semnul. Ezechia zisese lui Isaia, după care semn voi cunoaște că mă, că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la casa Domnului? Și Isaia a zis, iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să dea înapoi cu 10 trepte? Ezechiel a răspuns, nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 trepte, ci mai bine să dea înapoi cu 10 trepte. Atunci Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se pogorâse pe cadranul soarelui lui Ahaz. Da? timpul dat înapoi. E un semn extraordinar, nu? Adică, cu alte cuvinte, oameni buni, când Dumnezeu vrea să intervină și să facă ceva, poate să schimbe și timpul. Poate să lungească timpul, poate să scurteze timpul, pentru că timpul este în mâna lui. De fapt, la Dumnezeu filozofic vorbind, nu există timp. El nu știe ce e timp, el nu știe ce e la un minut, două minute, el din veșnicie este și în veșnicie va merge. Nu are nici început, nici sfârșit. Nu vine nici zi, nici noapte. Da? Noi vorbim în termenul acesta pentru că Dumnezeu ne arată limitele. O altă minune este fierul care poate pluti. Foarte interesant. Fierul poate pluti. Doi împărați, șase, doi împărați, capitolul 6, versetul 5 și 6. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat, ah, Domnul meu, i-am împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Wow, frumos mod de a găsi fiare. Am zis că o să-mi schimb hobby-ul. Dacă mă vedeți prin pădurile din jurul Brașov, le arunc în lemne prin păduri, să știți despre ce-i vorba. E acționând în conformitate cu cuvântul. Acum aglumim, dar vă spun o chestie serioasă. Era vorba tot de o unealtă, era vorba de un târnăcop. Eram student și întrebam un job part-time și pentru că domnul știa că sunt un om foarte smerit, direct de la liceul de informatică, cu medie bună la BAC, mi-a dat primul meu loc de muncă, săpa șanțuri în poiană. Pe timp de iarnă. Ok, trecem peste detalii de ce mi-a dat mie domnul jobul acesta, dar stăteam acolo și trebuia să facem niște șanțuri destul de adânci pentru fundația unei viitoare vile sau a unui hotel. Și munceam acolo de zor, nu vă spun ce era în inima mea, dar în fine, la un dat un prieten de al meu uh, își lasă târnă uh, în locul în care defișasem uh, o porțiune de iarbă, scosesem o porțiune de iarbă ca să vină balastru. Balastru sunt pietrele acelea, pentru fete explic, sunt pietrele acelea mici care tasate uh, ajută la, uh, după aceea se poate spune un asfalt sau, mă rog, alte lucruri. Uh, și cineva a uitat... Târnăcopul acolo, a venit balastru și pe o porțiune mult mai mare decât locul ăsta, era plin de balastru la jumătate de metru aproape și târnăcopul undeva. Omul ăla s-a agitat că na, pe vremea aceea totuși un târnăcop, studenți, de unde scoteai târnăcopul, eram toți pocăiți acolo și i-au să mă o predică despre cum Duhul Sfânt te poate călăuzi și te poate conduce să găsești lucruri pierdute. Atul meu care l-am avut atunci și cu ajutorul Domnului sper să l am și acum mult timp de acum înainte, la fel. Uh, Atul meu a fost că aud și acționez repede, deci nu stau și zic, bă, oare ce vrea asta să spună? Deci dacă, dacă văd că e scris în cuvânt, imediat acționez, da? Acolo unde mi se par lucrurile strâmbe și deplasate și ieșite din context, contextul Sfinte Scriptură, acolo mi se aprind antenele și devin foarte critic. Dar când am văzut în cuvânt, când am văzut capitole de genul, versete de genul acesta, am zis, ok, stați așa, i-am liniștit pe toți și am zis, măi, eu cred că Duhul Sfânt ne va arăta unde este acel cop, Și, uh, nu, este foarte serios, nu este glumă, nu vă așteptați la o glumă și am început să mă rog în Duhul, în alte limbi, pentru cei care nu înțeleg ce înseamnă în Duhul, am început să mă rog în Duhul și am zis, Duhul Sfânt, nu, nu știu unde este, dar tu mă poți conduce și să ieșim cu o curat de la oamenii aceștia care ne-au dat instrumentele de lucruri care trebuia să le predăm. Și în timp ce mă rugam, dintr-o dată, pur și simplu am văzut, am văzut un este... Tânăcopul. vă spun, chestia asta n-am aplicat la detecție, da? Dar am văzut unde este tânăcopul Uh, am zis, gata, acolo este. Ne-am dus acolo și am zis, Doamne, îți mulțumim în credință că îl găsim. Și am săpat și l-am scos exact din locul unde ne-am arătat, l-am scos. Așa că uh, Dumnezeu poate să facă lucruri mari și cu tine. Amin? Dumnezeu poate să intervină, să facă ca chiar și fierul să plutească, dacă trebuie, să-l găsești. Amin? Da? Uh, înmulțirea pâinilor tot în împărați, doi împărați, capitolul 4, versetul 42 până la 44, cuvântul Domnului spune așa. A venit un om din Bal Shalisha, a adus pâine din cele din tâi roade omului Dumnezeu și anume 20 de pâini de orz și spice noi în sac. Elisei a zis, dă oamenilor acestora să mănânce. Slujitorul său a răspuns, cum pot să dau din ele la 100 de înși? Dar Elisei a zis, dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul. Vor mânca și va mai rămânea. Atunci le-a pus pâine înainte și au mâncat și le-a mai și rămas, după cuvântul Domnului. Ce credeți, Iisus cunoștea textul? El da, ucenicii se pare că nu. Ucenicii lipsise de la școala duminicală în ziua când s-a vorbit despre uh, acest pasaj din Doi împărați. Dumnezeu poate înmulți. Câți dintre voi ați experimentat ca mâncarea să se mulțească? Ok, studenți în primul rând. <laughs> da, am experimentat lucrul acesta. Ok, ca Dumnezeu să mulțească puținul care l-ai. Oameni buni, facă se după credința voastră. E simplu. Iisus a zis, am toată puterea facă după credința ta. Da. Ok, o altă intervenție miraculoasă a Domnului este eliberarea din închisoarea lui Petru. Fapte 12, de la 6 la 10. În noaptea zilei când avea de gândi irod să-l uh, înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Deci, exact contextul pregătitor minunii. Dormea. Bineînțeles, unii mai spiritual dintre voi spune da, la versetul de mai dinainte, versetul 5, ne spune că Biserica mijlocea pentru Petru. Ei, na, Deci, au fost atât de șocați când l-au văzut, că au crezut că e o fantomă. Atât de multă credință aveau ei, că Petru. Eu, da, ok, nu mai intervin la modul cum se rugau și ce credeau ei. Dar, în versetul 7 spune, și iată un înger al Domnului, a sătut lângă el, pe neașteptate, și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis, scoale-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, încinde-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Era buimac de somn, era normal să-i spună ce trebuie să fac. Ok. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. Normal, după ce dorm de noapte. După ce au trecut de straja întâi și vorbim despre credință, deci vedem cât de mare a fost credința în ceea ce va face Domnul în mod real, nu doar vedenie. După ce a trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier, care dă în și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță, îndată îngerul a plecat de lângă el. Ok. Vi se par lucruri de supranatural și pentru mulți dintre voi deja... V-ați pus acolo piloni anticredință, zici, da, asta a fost în faptele apostolilor, așa a făcut Domnul atunci cu apostolii. Vreau să vă spun că sunt lucruri pe care Domnul le poate face și astăzi cu lejeritate. Asta nu înseamnă că dacă furi și ajungi în temniță, îngerii Domnul te vor elibera, mai ales dacă DNA-ul te prinde, dar... Vorbim de intervenții miraculoase a Domnului în, în situații de criză, în situații de excepție. Când Dumnezeu are un plan cu tine și cu Petru, Dumnezeu avea un plan. Nimic și nimeni nu îl poate opri. Uh, Mi-a plăcut și îmi place foarte mult viața lui Sundar Singh. Și am citit astfel de experimente, au fost ordinea zilei la el. Astfel de experimente. Și un lucru care l-am observat citind istoria bisericii, întotdeauna când este vorba despre misiune, evangelizare, Oameni care se ducă într-un loc ostil și evangelizează și se încred total în Domnul, acei oameni nu mor în suferință și, datorită suferinței lor, ajunge Evanghelia la. Da, că suntem obișnuiți cu texte de genul ăsta. Nu, nu. Oamenii aceia au parte de uh, uh, miracole, de minuni extraordinare. Eu am fost în, în uh, situații în care am, am văzut intervenția supranaturală a Dumnezeu, le povesteam tinerilor, eram într-o situație în care așteptam autobuzul să ajungă la o evangelizare și uh, era totul plănuit, a, e, era totul foarte, foarte în scurt și nu mai venea autobuzul, era un ger cumplit afară și uh, na, nemai având contact cu ortodoxia, cu trecutul meu, uh, n-am -am, -am, știut că este o sărbătoare și ziua aia, uh, 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 transportul în comun era închis, deci nu mai, nu mai circula în orașul acela unde eram așa se întâmpla, deci nu mai circulau autobuzele. Și am stat acolo, am stat nimic, nimic nu se, poate, nu se întâmpla și am zis, Doamne, te rog, mă fac de rușine, cuvântul Tău este, este în, joc, dăm, dăm o, fă o minune să ajung, taxiuri nu erau pe vremea aceea. Și în timp ce, ce, mă rugam, vine o mașină în fața mea, se oprește, lasă geamul jos și zice nu vă supărați, drumul către localitatea cu tare și cu tare pe unde poți să ieși din oraș? Și am explicat, i-am spus pe unde să se ducă, luați-o stânga, în dreapta, mergeți tot înainte și așa mai departe. Îmi mulțumește, închide geamul și pleacă. În secunda când a plecat, îmi a da dat seama că de fapt era exact drumul meu. Și am zis, Doamne, iartă-mă, sunt un prost, iartă-mă, nu, am, nu mi-am dat seama că Tu uh, l-ai trimis pe acest om. Te rog, Doamne, fă, fă, ceva să se întâmple. Și oprește, îi văd stopurile la mașină, dăm așa înapoi, Lasă geamul și zice, îmi mai puteți repeta o dată? Pentru că uh, am uitat. Și am zis, ok, vă explic eu, că exact acolo merg. Na. Uh, Dumnezeu poate face minuni, uh, poate interveni supranatural. Ok, sunt multe minuni în, uh, și intervenții supranaturale în uh, faptele Apostolului. Dacă citiți, puteți afla de uh, cum uh, un vrăjitor poate rămâne mut când îi se spune, și asta puteți citi în fapte 13, 6 până la 12 și multe alte lucruri le găsiți în fapte. Al doilea punct când vorbim despre o cultură a supranaturalului, este iarăși o declarație, noi credem în vindecare supranaturală, amin? Noi credem în vindecare supranaturală ce înseamnă adică vindecare supranaturală noi mulțumim Domnului pentru doctor pentru tehnologie, pentru avansare trăim într-o epocă cu foarte foarte multe descoperiri și foarte multă cunoștință dar nu ne nu facem referiri la acele momente în care mâna doctorului a lucrat în mod miraculos nu, nu vorbim despre lucruri acestea vorbim despre intervenții supranaturale a Domnului și noi anul ăsta am avut parte în biserică de minuni. Au fost chiar copiii care au avut mâna ruptă și trebuiau să fie tăiați operați și să li se pună osul pentru că osul se în, când a stat în gips, osul s-a prins greșit și trebuia să să-l desfacă. Na, în Brașov știu că e o metodă în care ți-o rupe din nou. Nu știu dacă asta s-a întâmplat cu micuțul, dar slavă Domnului, Dumnezeu a făcut o minune. Și când s-a dus la radiografie, din nou, pentru a programa operația să se vadă când anume se intervine, la analiză a ieșit clar că osul a revenit normal. Se sudase greșit. Deci, un miracol, da? un os sudat rămâne sudat. Nu, acolo a fost o intervenție. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu poate interveni în structura noastră osoasă. M-am rugat odată pentru un om care, a cărui sistem digestiv era prea făcut, era în cancer, provocat de sida, era pe pat de moarte și ne-am rugat acolo pentru el și în seara, în seara respectivă, în timpul nopții, Burta i s-a umflat, a țipat de durere, doctorii a crezut că moare și uh, și, -a, și a revenit miraculos. A fost uh, externat și uh, când m-am rugat pentru el, i-am spus, uh, era din lume. A zis, nu mă interesează vindecarea trupului tău, că Dumnezeu așa o poate să o facă, mă interesează salvarea sufletului tău. Și el spunea cu la ochi, de-abia vorbind cu perfuzii în mâini și zi, dacă Dumnezeu mă va vindeca, voi veni la biserică după ce Dumnezeu l-a vindecat foarte, foarte rapid, a fost, mi-a și trimis o scrisoare de mulțumire cu documente, da? vindecat total. Deci a fost un miracol, doctorii au spus, a fost un miracol. Era praf în sistemul lui decestiv. Totuși, după ce a ieșit din spital și a urmat calea lui, l-a mai dat pe la biserică și acum este mort. Un tânăr, tânăr din lume. Într-o lună s-a îmbolnăvit, după nu știu cât timp s-a îmbolnăvit din nou și uh, într-o lună s-a dus. Deci vindecarea, vindecarea trupului nu este o problemă. Cel mai mare miracol este vindecarea inimii, spiritului nostru, salvarea sufletului nostru. Și în primul rând la asta trebuie să ne referim. Când ne referim la jertfa lui Iisus Hristos, salvarea sufletului este cheia, este în Niculeu. Pentru salvarea Sufletului, Dumnezeu poate să deslănțuie cerul ca să salveze un Suflet. Amin? Ok. Dar pasajul din Isaia 53, care vorbește despre vindecarea trupului, vorbește și despre vindecarea. care vorbește despre salvare, vorbește și despre vindecarea trupului. Când vorbim despre vindecare, trebuie să avem în vedere că sunt două tipuri de vindecare. Vindecare trupească a trupului și vindecare emoțională. Foarte mulți oameni doresc eliberarea, dar eliberarea nu este o problemă. Dacă ești eliberat și nu ești vindecat emoțional, aia va rămâne o problemă. Pentru că diavolul se întoarce înapoi în, acea, în acel loc în care ești bolnav din punct de vedere emoțional. Dar o să revin imediat. Când vorbim despre vindecare, pentru că vă dați seama, este o temă foarte vastă, este o temă care ar. Trebuie să deschidă o serie despre vindecare. Noi doar declarăm anumite lucruri în seara aceasta și spunem foarte clar: Care este cultura noastră? Care este cultura casei? În casa noastră, noi ne rugăm pentru vindecare. Noi așteptăm ca Dumnezeu să intervină. Noi avem toată credința că Dumnezeu poate să intervină în diferite aspecte ale vieții și să dea soluții miraculoase. Nu, nu anulăm medicamentația, nu anulăm controlul medical, dar este o minune ca doctorul să-ți confirme că ai o boală, tu să te rogi, și când să te duci la control, el să declare că ceva s-a întâmplat, că nu mai este acolo. Eu zic că aia este o minune. Da? Când vorbim despre vindecare, trebuie să avem un fundament, trebuie să avem un pilon, trebuie să avem ceva pe care, pe care clădim credința noastră. Și, în primul rând, când te gândești la vindecare, trebuie să te gândești la faptul că numele lui Dumnezeu are legătură strânsă cu vindecarea. Citesc pasajul din Exod 15, cu 26. Spune: El a zis: Dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni. Căci eu sunt Domnul care te vindecă. Și în original, acolo este. Iahve Rafa. Când te rogi pentru boală, când ai o boală în trup, apelează la numele Lui Dumnezeu. spune Domnului, Doamne, Tu ești Iahve Rafa, adică Domnul care vindecă. Unul dintre numele Lui Dumnezeu este Dumnezeul care vindecă. Și asta trebuie să fie fundamentul. Vă dați seama, vă dați seama că această scriptură este înainte de moartea Domnului Sus. La cruce. Evreii, pe baza acestei scripturi, puteau să vină înaintea Domnului și să ceară vindecare. Cum este pentru tine și pentru mine, când, pe lângă faptul că numele lui Dumnezeu este Dumnezeul care vindecă, Domnul care vindecă, avem și jertfa lui Isus Hristos, care, prin plata de la cruce, prin plata trupului său, păcatele tale, bolile tale, suferințele tale au fost plătite, au fost luate, au fost purtate. Cu atât mai mult ar trebui să fie acțiunea și credința noastră. Amin? Deuteronom, capitolul 17, versetul 13-15 și voi citi, pentru cei care vă notați, 13-15, voi citi doar versetul 15. Domnul va depărta de tine orice boală. Ne mirăm și spunem, vai ce minunat, cum Domnul Iisus vindeca orice boală. Dar Sfânta Scriptură spunea: Sfânta Scriptură spunea că Dumnezeu poate vindeca orice boală. Și dacă citiți, dacă citiți cu atenție pasajul din Exod și din Deuteronom, o să vedeți că sunt condiții și acolo. De multe ori, când mă rog, pentru un creștin, la un creștin, când e vorba despre vindecare, intervin deja mai multe lucruri. De ce un creștin nu este vindecat? Uh, nu putem spune cu ușurință că Dumnezeu nu vrea să punem totul pe umerii lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu vrea. Eu plec de la premiza că Dumnezeu vrea, așa cum vrea ca toți păcătoși să fie mântuiți, așa vrea ca toți păcătoși să fie vindecați. E aceea Scriptură, unde spune că Iisus Hristos a plătit el vrea ca să fim vindecați. Asta este lucrul de la care plecăm. Pentru că numele lui este Dumnezeul care vindecă. De ce nu se întâmplă vindecarea? Unii spun, pentru că n-ai avut credință. Este adevărat. Dar nu este doar asta. Poate să fie necredință, poate să fie neștiință, poate să fie disciplinare, poate să fie chiar o încercare. De multe ori am observat că oamenii au fost vindecați de anumite boli pentru că au trebuit să doarmă, spuneam mai devreme de somn. Dumnezeu ridică protecția sa pentru că tu trăiești în ascultare și în neorânduială și zice ok, trebuie să te aduc pe calea cea bună. Și dintr-o dată ne trezim în spital, avem concedii și zicem, Doamne, de ce? Pentru că trebuie să te odihnești. Am știut de fiecare dată când Dumnezeu a intervenit în viața mea permițând anumite chestii, mai ales legate de sănătate. Am știut că acolo ceva nu este în regulă cu mine. M-am analizat, m-am pocăit și am fost vindecat. Deci iată că vindecarea de multe ori poate veni prin pocăință. De aceea trebuie să avem discernământ de ce mi se întâmplă ceea ce mi se întâmplă. De ce sunt? Unde sunt? Alții au anumite legături. Sunt legați de frici. Frica permanentă provoacă anumite boli. O anumită stare psihică precară îți va influența trupul și îți va influența trupul în mod negativ. Vor apărea boli. De obicei, bolile de stomac sau de inimă. Acolo te poți ruga foarte mult pentru vindecare, dar dacă nu omul nu este eliberat, va veni înapoi. Îmi place foarte mult și nu vreau să închei capitolul despre vindecare, nu vreau să închei fără să citesc acest pasaj foarte cunoscut din Matei, capitolul 8, versetul 16 și 17 ne dă motivul pentru care Iisus vindeca pe cei bolnavi. Vedeți? Câți dintre voi cunoașteți Isaia 53? Isaia 53. Este un pasaj în care este profețit Iisus Hristos care va veni ca miela lui Dumnezeu. Și foarte mulți pocăiți când se raportează la Isaia 53 fac referire la moartea lui Hristos și iertarea păcatelor. Dar uitați ce spune Matei, capitolul 8, versetul 16 și 17. Seara au adus la Isus pe mulți îndrăciți. Prin, cuv prin cuvântul lui a scos din ei duhurile necurate, adică eliberare. Și a tămăduit pe toți bolnavi, spune toți bolnavi, adică vindecare. Și în versetul 17, ca să împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Amin. Vindecarea emoțională este cuprinsă în actul jertfei lui Iisus Hristos. Tot acolo, când Domnul Iisus își începe lucrarea, el spune, și am început, lucru, am început mesajul făcând referire la asta, să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Sunt mulți dintre noi, eu am avut nevoie de vindecare emoțională și am nevoie de vindecare emoțională. Vindecarea emoțională este un proces în întreaga noastră viață și umblare cu Domnul. Mergem pas cu pas și de multe ori mi s-a întâmplat ca povestim cu soția sau povestim cu alții, lucruri de, din familie, lucruri care s-au întâmplat în viața noastră făcând haz de necaz cum face românul și să descoperim că de fapt în momentul acela noi am fost răniți emoțional și acolo este o rană profundă care ne doare. Faptul să ții ascunsă o rană emoțională nu înseamnă nimic altceva decât ca mai devreme sau mai târziu să te ducă la falimentul tău spiritual. Faptul că ceva din tine, care s-a întâmplat în trecut, te doare și de multe ori te doare aproape fizic simți, aceea îți va provoca faliment spiritual. Și acel lucru, de acel lucru tu trebuie să fii vindecat. Așa cum nu pot să continui cu dita mai puroiul la mână, rană deschisă, să zici că e, e în regulă, mergi așa. E mâna cam neagră, degetul ăsta mi-a căzut ieri, că era putrezit, dar merge și așa, las că nu. Nu, exact așa este și cu sufletul nostru. Nu poți continua. De fapt, toate problemele, marea majoritate problemelor de căsnicie au de-a face cu răni emoționale. Lucruri de care trebuie să fii vindecat. Unde s-au întâmplat divorțuri, sunt răni emoționale. Nu poți să ajungi la un divorț, se întâmplă ca uh, bărbatul sau femeia, soțul sau soția să, să, să înșele, dar de cele mai multe ori acolo sunt răni emoționale. Și mă rog ca Duhul Sfânt să, să descopere, să sensibilizeze rănata emoțională. Mă aduc aminte din copilărie. Eram copil, om păgân, habar n-aveam de credință. Dar am depistat atunci și știu că mă gândeam de ce am reacționat așa. Am avut un prieten foarte bun, era colegul meu de clasă, ne înțelegeam extraordinar de bine. Mergeam împreună la școală, ne întorceam împreună la școală, în fiecare zi. Eram nedespărțiți, eram ca frații. El blond, eu negru. Nu, că așa e și fratele meu. Dar vine la bloc și încunoaște cunoaște prietenii de la bloc. Îmi cunoaște unul din cei mai buni prieteni de la bloc. Și între ei se leagă o relație rapid, așa, de pe o zi pe alta. Și la un moment dat, ei doi se retrag și vorbesc lucruri mai personale. Și eu am vrut să vin acolo, în acel loc, în acea relație, că era prietenul meu cel mai bun. Ce avea să-mi ascundă el mie? Da? Normal, că știam totul, da? eu invit prieteni care cunosc, nu, nu, pot să vii, că nu e niciun secret, stai și ascultă, ceva de genul. Și când m-am dus acolo, îmi spun, nu, nu, uite, te rog dacă poți să ne lași puțin, că na, e o chestie mai personală. A <laughs> fost cel mai crun moment care mi-l aduc aminte din copilărie legat de relații. Uh, am plecat de acolo pentru că simțeam cum din mine vine un val din ăla de plâns, ți mai plâng câteodată. Uh, m-am dus într-un loc și m-a bufnit plânsul, durându-mă aproape stomacul, simțeam o durere. M-am simțit respins. Nu el m-a rănit, ci el a atins o rană care era în mine, care m-a urmărit ani de zile, respingerea. Eu am provocat în alții respingere și vorbeam de o zi și spuneam, Doamne Isuse, du-i pe toți cei care i-am rănit și i-am distrus. Du-i te rog la crucea, du-i în context în care să se pocăiască, să fie vindecați. Un lucru de care mi-e rușine și astăzi. Gândiți-vă ce, ce am provocat în acel copil, toată gașca de de prieteni, de băieți, fete, era o bară în care făceam tracțiuni, era un loc unde ne jucam și în public acolo. Am făcut un lucru de care și astăzi mi rușine. Și au trecut 30 de ani, cel puțin. Mă gândesc ce este în omul acela care am făcut de rușine în fața tuturor. Avem lucruri de care să ne pocăim, pentru că le-am făcut la alții, dar avem lucruri de care să ne pocăim, că noi am fost răniți, într-un fel sau altul și Duhul Sfânt să aducă vindecare. Și am atâta încredere că cei cu inima zdrobită sunt vindecați pentru că Isus este acela care face. Amin? Aș vrea să, să lași pe Duhul Sfânt să-ți atingă inima. Poate tatăl ți-a spus anumite cuvinte, poate mama s-a comportat într-un anumit fel, Poate cei dragi au avut reacții când erai un copil și lucrurile alea le-ai purtat. Au, au creat în tine lucruri bune, dar au creat și monștri. Și te urmăresc și vrei să scapi, dar nu poți scăpa. Vreți eliberare, dar nu poți să fii eliberat pentru că tu trebuie mai întâi să fii vindecat. Tu trebuie mai întâi să fii vindecat. Și fiecare dintre noi, și mai ales că trăim în cultura. Românească. Deci nu este o, o teologie nouă, dar este uh, teologia lui Isus. Isus l-a descoperit pe Tatăl. Isus a vorbit despre Tatăl. Și noi trăim într-o cultură unde rolul Tatălui a fost falimentar. E, în, cred că în procent de 80-90%, mulți dintre noi am fost confruntați cu imaginea greșită despre Tatăl. Absent, abuziv, violent descurajator și multe alte lucruri de genul acesta. Mă regăsesc pe mine însumi făcând lucruri pe care tatăl meu le făcea, pe care le uram când eram copil și le fac cu copiii mei. Lucruri rele. Nu vorbesc de acea, acel instrument extraordinar de spiritual din cuvântul Lui lingura de lemn. Vorbesc despre lucruri rele. Un cuvânt spus la timpul nepotrivit, țipat sau Descuraj, să-l descurajezi și vedeți noi am fost mulși am fost scoși, am fost răscumpărați prin viața lui Iisus Hristos din această moștenire fratele meu spunea într-o bună zi fane mulțumim Domnului că ne-a smuls din moștenirea familiei noastre și din păcate mulți pocăiți consideră că se întorc la Domnul și de a întors la Domnul și ai primit pe Domnul Isus și totul este rezolvat. Nu este așa. Cum au fost cu păcatele tale? Dacă tu nu ai acționat cu păcatele tale, dacă tu nu ai venit înaintea Domnului Isus să ți le mărturisești, să le spui, sau înaintea unui lider spiritual că de multe ori sunt păcate care trebuie să mergi în prezența unui om al Dumnezeu să le mărturisești. Nu mai există această practică nou-testamentală. Înainte de botez, oamenii să-și mărturisească trecutul, și atât ne apropiem de ultimul punct, o afirmație. Credem, punctul 3, credem în eliberarea supranaturală. Aș vrea să-i număr foarte scurt, fără să intru în detalii. Vedeți, întotdeauna unde sunt boli emoționale, întotdeauna unde există un anumit trecut cu greutate emoțională și spirituală, întotdeauna acolo. Sunt legături. Pentru că diavolul urmărește, caută fisuri sau uși deschise. Diavolul caută locuri prielnice. El caută acele locuri de tip mlaștină din viața ta unde să se instaleze, unde să-și facă culcuș. Și dacă vorbim despre eliberare, trebuie să înțelegi că eliberarea este diversă. În primul rând, eliberarea de vicii. A fost extraordinar să văd într-un mod radical, întorcându-mă la Isus, cum am fost eliberat de vicii tutun, alcool și multe altele, cum a fost așa. A fost eliberat de vicii. El te poate elibera de orice viciu. Amin? Eliberat de trecut. Mulți habar nu aveți, dar trebuie să fie eliberat de trecut. Cu un trecut ascuns, cu un trecut ținut în negură, camuflat prin diferite strategii, nu o să ai prosperitate spirituală. Nu o să ai înaintare spirituală. Și foarte interesant ce am observat de-a lungul timpului cu foarte mulți oameni stând de vorbă, există o temere, o frică de a vorbi despre trecut. Bineînțeles, pe de-o parte justificată, pentru că nu oricine poate să ducă, pentru aduc aminte la vârsta de 19-20 de ani, fost invitat de directorul unei fabrici, era întors de curând la Domnul. Sunt într de o lună, două și nu știu, i-a plăcut lui extraordinar de mine, m-a auzit predicând undeva și a zis, te rog neapărat să vii la biroul meu. O fabrică foarte mare. Și m-am dus acolo la acel om, am intrat în birou și a fost groaznic. Cred că cel mai, cea mai groaznică consiliere care am auzit-o vreodată. Un om la 40 și ceva de ani destăinuindu se unui tânăr de 19-20 de ani cred că a fost cea mai mare prostie care a putut să o facă omul, dar a fost un strigăt de ajutor, un strigăt după, după ajutor, n-avea la cine și a început să povestească toate tâmpenile și știam cât de important e să să-mi spun și am zis Doamne păzește-mi te rog! Și mă rugam acolo și mă rugam să treacă mai repede, că n-am auzit atâtea prostii și urgic toată viața mea și sunt oameni care au nevoie de liberare și e nevoie ca trecutul tău să fie scos la lumină. Pentru că dacă cuiva este frică ca trecutul tău să fie scos la lumină, nu ție ți este. Tu doar simți cui este frică. Diavolul vrea să te țină încătușat. Cunosc oameni care după ce puf, au spus trecutul, au scos trecutul la lumină, au fost pur și simplu eliberați. Jumătățile de măsură nu merg. Dumnezeu îți dă cu jumătăți de măsură. Vreau să vă spun cât argumentație teologică am făcut cu liderul meu să spun că de ce trebuie să vorbesc despre trecutul meu. Dar de ce? Unde este scrisia? spune spunem, pa! Și până la urmă a bă, dar de ce, mă? De ce? Pentru că mândria, lângă diavol, stă și mândria. Că dintr-o dată se va vedea ce fel de om ai fost tu. Ok. Eliberat de anxietate și când spun anxietate, bag toate fricile. Oameni buni, aveți frici? Acolo sunt legături. Pentru că Domnul nu le-a dat un duh de frică. Adică cu alte cuvinte spune Domnul, există duh de frică. Mulți dintre voi aveți frică. Frică de ziua de mâine, frică de întuneric, frică de moarte. Sunt multe frici, se manifestă în multe feluri. Astăzi, ca de fiecare dată când vorbesc despre lucrurile acestea, am fost pur și simplu epuizat din punct de vedere trupesc. Am, am știut că Dumnezeu vine cu eliberare și diavolul cu toată forța să oprească lucrurile acestea. Dumnezeu poate să aducă eliberare în viața ta. Amin? Amin. Supernaturală. Amin? Amin? De ce spune eliberare supernaturală? Cum mai există, există multe tipuri de eliberare. Mulți spun, du-te în pădure, țipă pe acolo nu de asta mă duc în pădure. Și dacă țip, țip pentru urs, nu pentru... E Eliberare de moșteniri spirituale de familie. Vreau să vă spun, sunt, sunt moșteniri spirituale care provin din familie. În familia mea, bunica, una dintre bunici, era un lider spiritual al satului. <laughs> Mai târziu am înțeles, după ce m-am pocăit, după ani de zile, am înțeles ce fel de lider spiritual era al satului, de ce veneau femeile să-i facă tot felul de lucruri. Și nu, nu avea culoare neagră, ca să nu înțelegeți. Era o femeie, o bătrână a satului. Deci nu făcea parte dintr-o anumită naționalitate. Ca nu, dar în zona de unde erau bunicii mei, erau bătrâni din astea care știau să descânte, să te rezolve. Era doica satului, da? Și știu că a umblat cu multe chestii bunica mea de a mă elibera de multe chestii, amigdale, prin tot felul de ter sub limbă, slavă Domnului, că nu... Da, unii mai știu că am înțeles că mai sunt tăieri la frunte sau alte chestii de genul ăsta. Une, unii le-au primit de la pocăiți, asta e mai rău. <laughs> Dar uh, sunt moșteniri spirituale de familie care dacă nu ești eliberat de ele, să vii să te pocăiești, să zici Doamne, tatăl meu, de exemplu, o moștenire spirituală, dacă tatăl a fost alcoolist, da? uh, acolo există o, o, o putere în care te leagă și acolo trebuie să, să vii înaintea lui Isus să fii dezlegat. De multe ori uh, Mulți credea, nu am probleme cu alcoolul, pentru că, na, tata a fost alcoolist și eu am fost, uh, sunt liber, chiar urăsc alcoolul. Ei, tocmai faptul că urăște alcoolul, ceea ce Iisus a băut, uh, deja arată o legătură. Deci trebuie să fim liberi. Adică eu sunt liber să spun nu, sunt liber dacă spun da, să fie cu măsură. Asta înseamnă libertate. Dacă nu ești liber, atunci deloc. Înțelegeți? Mai, mai bine să te păzești cât din libertate să faci un desfrău. De aceea vreau să vă spun legături care vin ca moștenire de familie. Unde ați auzit divorțuri în familie, unde ați auzit probleme în, uh, uh, relaționale în familie, unde ați auzit tot felul de lucruri, alea vin peste tine. Vrei, nu vrei, alea vin peste tine. Și trebuie să te deslegi de lucrurile acestea. Trebuie să te eliberezi. Uh, nu știu dacă ați observat predicile nu sunt de jumătate de oră pentru că nu sunt predici ci există învățătură nu putem să trecem printr-o cultură atât de profundă și să trecem printr-o predică predica este motivațională un, două, trei versete, câteva principii și ne-am umplut cu putere și plecăm e vorba de a fundamenta în viața ta o viață sănătoasă creștină amin uh. Și ultima, -am, am pus o spre ultima, pentru ca să vedeți că până la dragi ne mănâncă sfinții, legăturile, eliberat de legături demonice. Deci am zis că ne mănâncă sfinții, pentru că foarte mulți considerați că dacă veniți din familie de credincioși, tot e rezolvat. Nu, nu. Aveți moșteniri și voi de familie. Aveți moșteniri de care Domnul trebuie să vă răscumpere. Și culmea, eu ca păstor văd în copiii mei moșteniri rele în copiii mei. Și zic, Doamne, te rog, dui la cruce. Ok, care este soluția? Cuvântul lui Dumnezeu și Isus Hristos. El ne eliberează într-un mod supranatural. În 1 Ioan capitolul 3, versetul 8 spune Cine păcătuiește este de la diavol, căci diavolul păcătuiește de la început. Și aici să stabilim, pentru că nu vreau să avem o săptămână ocupată cu tineri care vin să spună că sunt de la diavolul, ca așa auzit în predică. Ok? Ce e vorba despre ceva continuu. A trăi în păcat continuu. Nu a te ridica, a merge, a avea o viață, ok, după aceea, iar ai mai picat, iar a te, te ridica, a merge și iar ai picat. Nu, nu. Este vorba de o trăire în păcat continuu. Chiar să iubești păcatul. Eu mi-aduc aminte, iubeam păcatul cei care veniți din lume. Iubeați păcatul. Este adevărat sau nu? Când eram în lume, iubeam păcatul. Și la asta se referește. Nu se referește la a urâi păcatul. Acolo când un om urăște păcatul și când se luptă cu a ieși dintr-o stare de păcat, acolo avem de-a face cu legături și cu influențe și cu necunoaștere și de care poți să fie liberat și să trăiești o viață liberă. Despre asta este vorba, nu că ești de la diavol. Dar când ai păcat în viața ta și îți place, băi, e super fain îmi place, mă simt bine. Atunci vorbim despre această scriptură. Dar atenție! Fiul lui Dumnezeu, în versetul 8, ultima parte, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Apariția lui Iisus Hristos pe lângă iertarea păcatelor, pe lângă vindecarea ta, fie trupească sau emoțională, s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Orice lucrare orice lucrare, oricare ar fi numele, fie că e vorba de trecut, fie că e vorba de vicii, fie că e vorba de moștenire, fie că e vorba de anxietate, orice lucru care are de-a face cu o lucrare a celui rău, Iisus a venit ca să o nimicească. Acolo este baza noastră, acolo este credința noastră, acolo este așteptarea ca Isus să-și arate puterea. Sunt foarte multe scripturi și e foarte, un subiect foarte vast în ce privește eliberarea. Dar vreau ca în seara asta, când pleci de aici, să pleci cu, con, cu convingerea că Isus este acela care poate elibera. Amin? Vreau să înțelegi că nimeni și nimic nu te poate împiedica ca să vii la Isus. Primesc zeci de telefoane, în ultimul timp n-am mai răspuns și n-am mai vrut să aud. Oamenii au nevoie de învățătură. Oamenii, poporului Dumnezeu din România, piere că nu are învățătură sănătoasă în ce privește eliberarea. Și ei așteaptă și învinovățesc și dau vina și responsabilitatea direct pe diavol. Că nu au eliberare din, care, din, din cauza diavolului. Dar vreau să vă scot în evidență un text din uh, Marcu, capitolul 5, primele 5 versete. Vorbește despre demonizatul din Ținutul Gadarenilor. Imaginea de acolo este extraordinară. Un om cu legiuni de demoni în el, un om legat într-un mod extraordinar și de multe ori când vedeți oameni cu tăituri, oameni care au tendința să se taie, acolo este o activitate demonică foarte avansată și vă mirați poate, dar în rândul adolescenților din lume este ceva obișnuit ați provoca astfel de dureri și acolo este o activitate demonică avansată. Avem deja a face cu mulți demoni, legături demonice foarte puternice. Ei, un astfel de om care dezbrăcat, umbla gol, dormea în cimitir, iată îmbinarea dintre chestii emoționale cu lucruri oculte, duhuri de moarte, da? Iată că un astfel de om, nimeni, chiar și legiunile acelea, când vorbim de o legiune, vorbim peste șase de demoni. Și el avea legiuni legiuni. Și demonul aceea, mile de demoni care îl stăpâneau, nu l-au putut opri să facă ce a făcut în versetul 6, din Marcu 5 cu 6. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat și s-a închinat. Și aici mulți pocriți au înțeles că uite ce a făcut diavolul. Cum l-a văzut pe Iisus, a venit și s-a închinat. Nu, 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 este acțiunea omului. Este acțiunea omului legat, devastat, terminat, dar când îl vede pe Isus, nimeni, nici demonii nu-l pot opri. Ce trebuie să înțelegem în seara asta? Că Isus este soluția. Că Isus este scăparea ta. Indiferent de problemă și de numele legăturii, Isus este soluția. Și asta credem. Intervenție supranaturală a lui Dumnezeu în viața noastră. Credem în vindecări supranaturale ale lui Dumnezeu, dar credem și într-o eliberare supranaturală a lui Dumnezeu pe care o poate face. Asta e credința, asta este așteptarea, asta este cultura Bisericii De aceea ne rugăm pentru oameni. De aceea oferim rugăciune. La unii se întâmplă așa, la unii e nevoie de timp. Mai ales dacă venim din contexte religioase în care lucrurile astea nu s-au tratat. E mult de demolat, e mult de dat jos. Pentru că și Evrei. Foarte interesant și un pasaj extraordinar acela din Ioan, în care ei se considerau că n-au nicio problemă. Că ei nu sunt robi nimănui. Când Isus i-a zis în Ioan 8 că lau, au ca tată pe diavol. Ei au făcut o afirmație: nu suntem robi nimănui. Și ei de ani de zile erau robi romanilor. Orbirea spirituală te poate împiedica să ai eliberare. Da Evrei 13:8 ne spune că Isus este același ieri, azi și în veci. Este același. Isus este aici în mijlocul bisericii sale, în locul acesta pentru a interveni supranatural dacă trebuie, pentru a aduce vindecare dacă trebuie, pentru a aduce eliberare dacă trebuie. Și vreau să vă spun cu toți avem nevoie. Ori de vindecare trupească, ori de vindecare emoțională, ori de eliberare.